Chiar dacă se deplasează cu mare greutate, persoanele cu handicap vor fi nevoite să bată cale lungă până la noul sediu al Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, instituție subordonată Consiliului Județean Vâlcea. De această dată, locația se află pe strada Ferdinand, numărul 32, în apropiere de fostul CPL. Persoanele adulte cu handicap, cele care sunt chemate la comisie, ar trebui să știe că de o bună perioadă de timp, atât Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap, cât și Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și Serviciul de Evidență și Plăți Prestații Sociale s-a mutat într-o nouă locație pe strada Ferdinand numărul 32. Să ne amintim că cu mai mulți ani în urmă toate cele trei instituții își aveau sediu la spitalul numărul 2. Așadar, dacă aveți nevoie să vă prezentați vreodată la Comisia de Evaluare a Persoanelor adulte cu handicap, nu mai pierdeți vremea la Spitalul Județean de Urgență, la Spitalul 2, ci veniți pe strada Ferdinand. Facem acest apel și această intervenție pentru că am constatat că de foarte multe ori persoanele aflate într-o asemenea situație sunt plimbate de colo-colo, nu au informația necesară. Din acest motiv ne-am dorit să vă prezentăm o informație cât se poate de utilă.